Știm cu toții că alegerea numelui pentru viitorii copii poate fi uneori o misiune mai mult decât dificilă. Nici giurgiuvenii nu sunt ocoliți de aceste probleme, dar există cel puțin 5 nume care predomină alegerile locuitorilor din județul nostru în ultimii ani. Maria, Denisa, Raluca, Alexandra, Andreea și Elena sunt cele mai căutate prenume de fetițe, în timp ce băieții sunt numiți Andrei, David, Alexandru, Denis, Ștefan și Gabriel. Cu toate că statisticile evidențiază o tendință a părinților de a importa nume noi, străine sau chiar bizare, cum ar fi numele de Reghecam, Manine, Meclaus, nu putem trece cu vederea faptul că cei mai mulți dintre ei rămân fideli numelor simple românești. Alegerea numelui pe care copilul îl va purta toată viața este delicată, iar presiunea crește pe măsură ce rudele, prietenii sau persoanele apropiate vin cu idei dintre cele mai diverse. Acest cuplu tânăr nu s-a lăsat influențat de părerile apropiaților și a ales un nume modern pentru copil. Pe 12 februarie 2014 la Giurgiu, da. Cu părinții Curta Adrian și Curta Angelica, da? Da. Ăsta e numărul actului, data de astăzi l-am înregistrat. Da. Să vă trăiască, să nu plastifiați, mai e valabil, da? Da. Puneți într-o folie de plastă. Da, vă mulțumesc. Ce nume ați ales să-i puneți copilului? Curt Eric Mancea. De ce ați ales Eric? Fiindcă trebuie așa e numele. E mai modern? Da. Și nașii v-au ajutat în alegerea numelui? Nu, noi l-am ales. Numele cu origini străine rămân printre cele mai folosite ca sursă de inspirație pentru alegerea prenumelui copilului. Alte nume de fete la modă, ca să spunem așa, sunt Rebecca, Maya, Alessia, Sofia, Rania, iar de băieți Mario, Ruben, Antonio. Sunt specialiști care cred că numele pe care îl primește nou-născutul îi va influența viitorul, fiind esențial pentru identitatea și destinul lui. Chiar dacă o persoană este foarte bună în ceea ce face, poate fi respinsă de societate din cauza numelui pe care îl are.